Examenul maturității nu înseamnă doar exerciții și învățat. Unii elevi au profitat de ocazie pentru a la hainele scumpe și mașinile de lux. Iar după așa examen greu, copiii au un singur plan, distracție cât cuprinde. Încep să iasă colegii și pe termen scurt să ieșim la o bere pe aici și apoi, nu știu, o excursie undeva la munte, habar n-am. Iar vara abia acum începe, copiii așteaptă să plece în vacanță să se recreeze după efortul depus în ultimele luni. Destinațiile exotice sunt în topul preferințelor tinerilor absolvenți. S-ar putea să mergem să-i facem o surpriză. Ce constă această surpriză? O vacanță, să se relaxeze. Pentru al doilea an consecutiv, examenul maturității s-a desfășurat în condiții speciale în contextul pandemiei. Asta nu i-a intimidat pe elevi care s-au pregătit intens. Părinții au răsplătit cu cadouri scumpe, dar și aceștia, la rândul lor, s-au străduit pentru a obține cele mai bune rezultate. Mă pregătesc mai departe pentru admitere, care e la sfârșitul lui iulie și poate după aceea pot să mă distrez. Miercuri, la proba la alegerea profilului și a specializării la nivelul județului, doi elevi au fost eliminați pentru că au fost prinși cu notițe. Ultima probă scrisă, proba la limba și literatura maternă, este programată joi 1 iulie. Afișarea primelor rezultate este prevăzută pentru data de 5 iulie, zi în care pot fi depuse și contestațiile. Rezultatele finale vor fi făcute publice pe 9 iulie.